Bună dimineața! Tu de dimineață te-ai trezit, ce ai mâncat? Ce ai mâncat? Biscuiți. Ia uite la mine. Biscuiți. Biscuiți. Să kiwi, să curăță tata, să mânc eu costilian. Da? De stilian unde-i? A plecat ascult cu ceate. Da tu? Vine dimineața, nu cu tata. O rămas acasă. Așa. Dar știi ce facem noi? Ne trezim, mergem să spălăm ochișorii, obrăjorii, dințișorii și pe urmă la mâncare. Și mama are de lucru, dar ea cu tata. Și eu mănânc, dar ea cu tata ce o să facă? Tierci? Du-te și spune lui tata să facă tierci. Tata! Lia vrea tierci! Și pe urmă să vă duceți afară la plimbare. Vrei? Tata, afară așa de... Azi îmi cumpărat aciups. Da, azi nu-ți mai cumpări ciupa-ciups. Da, una. Nu, Lia, să strică dințișorii puiul. Da, una. Nu, doar una. Azi în advent calendar îți primești ceva dulce și gata. Gata. Eu m-am uitat. Unde te-ai uitat? Înghețaturi. Înghețată vrei? Ia ne ascultă-mă. Așa vine stile întoc înghețată. Bine, ok. Hai, du-te și spune lui tata să facă terci. Din păcate, zăpada noastră se topește. Da. E afară e cald și nu rezistă zăpada, nu rezistă. Cine terci o să mănânce, mare, mare se va face. Ține lingura ca lumea. Cum? Ia arată la copii. Cum ții tu lingura? Corect. Așa se ține lingura? Ia. Așa se ține. Dar asta... copii discute. Unii copii țin așa, da? Dar ea ține așa. Poftă bună! Poftă bună! Mulțumim și la masă... Mâncăm! Corect! Bună dimineața! Astăzi este miercuri, data de 7. Voi când o să vedeți clipul va fi a 8-a zi de Vlogmas. Sergiu este plecat, eu am făcut curățenie, trebuie să spăl vesela. Și el vine, stă astăzi toată ziua acasă, iar eu trebuie să scriu 4 postări pentru viața fără leucemie, după care voi merge în oraș prin magazine, pentru că trebuie să le cumpăr copiilor mănuși, trebuie să mă întâlnesc cu cineva să iau 2 torbițe pe care le-am comandat, le-am cumpărat la ofertă și o să vi le arăt. Apoi trebuie să cumpăr cadoul pentru Secret Santa. Nu știu dacă o să vă arăt astăzi ceea ce am pregătit, pentru că s-ar putea ca urmăritoarea mea să vadă clipul și nu va mai fi o surpriză, însă vedem cum se aranjează astrele. Am organizat Secret Santa cu 18 fete sau 20, nu mai țin minte, urmăritoare de ale mele și până pe data de 20 trebuie să expediem și să primim cadourile, așa că abia aștept să văd ce voi primi și eu. Și tare sper să-i placă fetei sau mămicii ceea ce am pregătit și eu. Da, merg acum să spăl vasele, după care, vă ziceam, trebuie să scriu articole, să pregătesc cadoul pentru advent calendar și
până la ora 5, numai decât trebuie să ajungă înapoi acasă, deoarece vor veni copiii și trebuie să filmez ceea ce au găsit ei în advent. Am zis că trebuie și o activitate cu Lia să fac, trebuie, dar vedem cum reușim. Fiind Sergiu acasă, spre seară poate vizionăm și un film, nu știu. Stau așa cu gândul la Sluga Naroda, în Slujba Poporului. Dar vedem dacă reușim, dacă nu, rămâne pentru weekend. Până când, parcă astea sunt planurile pentru astăzi, da, planific să fac și o plăcintă cu dovleac, însă vom vedea cum, iarăși cum voi reuși, pentru că am foarte mult de lucru. Voi știți că scriu postări pentru Viața Fără Leucemie, pentru asociația care se ocupă și are grijă de copiii bolnavi de cancer din Republica Moldova. Are grijă ca acești copii să se trateze aici, în țară, să aibă acces la tratament de calitate și la o viață mai bună. Apoi scriu articole pentru Mama Imperfectă, iarăși în fiecare zi câte un articol, după care mai am și proiectele mele, Secretele Gospodinii, blogul suntmamă.com și mai am și paginile de Instagram, sunt mamă blog, sunt mamă de mâncăcioși, sunt mamă Greenway. După care, sunt mamă Greenway pe Viber și sunt mamă de mâncăcioși și sunt mamă blog pe Telegram. Așa că petrec destul timp în online, însă acesta îmi este jobul, îmi place ceea ce fac. Îmi place și să filmez pentru voi. Tocmai de asta vă rog, dacă vă plac clipurile mele, dacă le considerați cât de cât utile și necesare, vă rog să invitați și prietenii voștri să se aboneze la acest canal. Am mai zis, tare mult îmi doresc să ajung la 1000 de abonați. Nu știu ce am cu această cifră, nu știu de ce am în gând să ajung la acest număr, însă îmi doresc tare mult și pentru asta, iată, muncesc și filmez zi de zi. Clar că o fac și pentru sufletul meu și pentru a avea amintiri, pentru că noi de multe ori vizionăm clipurile din anii precedenți, însă fac asta și pentru cei care ne apreciază și ne urmăresc. Știu că am aici o mână de fete care îmi sunt foarte dragi și care îmi tot scriu că așteaptă clipurile mele. Așa că, iată, clipul de astăzi este pentru voi. Merg acum să spăl vasele. Deja am vorbit 5 minute. După care vedem ce mai facem. Dar vă filmez și vă iau cu mine ca de obicei. O veni Sergiu acasă și facem unboxing. Am primit 3 colețele de pe Jum. Picioarele lui ia coreclițe. Așa. Ce să vedem? Ce e asta? Asta e popituri. Asta e cântar. Asta e cântar, da. Pentru bucătărie. Noi pe nostru l-am dus la biserică. Și iată. În atelier de lumânări o folosim. Așa, și am luat altul nou. Așa. Așa. Asta vedem. Ce e? Ce e? Ce e? Ce e? Wow. Abțibilduri ți-a cumpărat pentru copii. Asta pentru Cecilia, pentru Lia și pentru Stelian. Da, sunt multe. Sunt multe. Câte 10, da? Anul trecut, dacă țineți minte, în advent calendar le mai puneam. Așa, dă-i una lui Lia. Abțibilduri. Ține-le pe toate. Așa. Acușa-i să lipești. Ia uite ce mai avem aici. Ia, mai avem un pachet eu. Ce mai venit? Oho, cât popit, da? Ehehe, ce-s de micuții? A, dar ce vreau, ei mai mari? Credeam că sunt mai mari, parcă, dar... Astea sunt pâlnii. Sergiu lucrează la atelierul de lumânări la biserică și are nevoie, iată, de așa pâlnii. Dar pentru ce? Ce să faci cu dânsele? Mie trebuie că, de fapt, asta am vrut să fie diferit, știi? A, unul mai mare. Diametru ca să curg fluxul de... Să nu se primească lumânările cu bule. Aha. Ele sunt diferite, unul e mai gros, unul e subțire. A, ele sunt diferite totuși, da? Da, eu am știut ce să le fac.
Aha. Pentru că dacă torn prea repede, îți primesc lumânările cu bulii. Așa. Dar ca să controlezi fluxul cu dânsul, adică... Iată, așa gen de lumânări faci, Sergiu? Și așa gen. Și așa, da. Astea sunt cele mai deosebite, așa, mai frumoase. Să aprindem, da. Noi le aprindem la sărbători. Sunt lumânări din ceară curată, fără adaosuri, fără nimic, făcute cu dragoste și cu dăruire de Sergiu. Iată așa. Da. Se vând la noi la biserică, la biserica de lemn de lângă Patinoar. Dar Sergiu a cumpărat o cutie să avem și acasă. Vin sărbătorile, mai punem în cadouri, mai dăm... Și gata. Și gata. Nu gata. Nu gata? Oi, ce de frumos miroase, ia miroase. Așa e? Tata le-a făcut. Dar cum le face tata? Ia explică arată, tu. Cum se face? Cum se fac lumânările? Ia explică. Spune-mi. Spune aici la lume cum se fac lumânările. Luăm ceara. Și? Facem așa. Așa. Și pe urmă? Așa. Așa. Și gata, da? Tata face așa. Și iese lumânarea, da? Da, aici sunt Daniel. Da, astea sunt autocolante. Da? Vreau să lipesc. Fetiță, aici trebuie să îmbraci fetiță, da? Haide-i una ei, lasă. Ia și lipește. Acolo și să lipim pe foiță, da? Se repetă, da? Să bucuri. Să bucuri. Hei, Cecilia, ce mi-e fericită. O spus că în advent calendar putem să-i punem numai autocolante, că ea o să bucuri. Dar cine e ăsta? Ia uite, ăsta cine-i? Cine e ăsta? Ia uite, Lia, cine e ăsta? Cum îl cheamă? Măscrăciun. Și cum? Cum îl strigăm noi? Măscrăciun. Și el cum face? Ho, Merry Christmas! Ce aduce Moș Crăciun? Cadou. Cadou? Și ce cadou vrei tu de la Moș Crăciun? Deschide. Deschide, dar ce cadou să-ți aducă Moș Crăciun? Hai să lipim. Poți? Cu asta. Coronița e sărit. Unde-i fetița? Pune rochița înapoi. Îmbrac fetița, că nu-i frumoasă să te-ai în chiloței. A, așa. Te descurci. Și... Pune-i și bentița pe cap. Bentița. Așa. Ce-i frumoasă. Cât de frumos faci tu. Ce mai este aici? Ce mai ai? Să steauă. Ce credeți? Sergiu ne-a adus și flori. Asta pentru fete și asta pentru mama. Dar... Sunt toate pentru noi, așa că eu, știți că ei nu-mi plac așa buchetele, o să le fac așa mai mititele, buchetele mai micuțe și mai multe și o să le împrăști prin toată casa, așa cum îmi place mie. Aștept microbusul, l-am lăsat-o pe Lia plângând, pentru că ea în ultima perioadă stă mai mult cu mine și când trebuie să rămână cu Sergiu, nu prea acceptă, dar asta e. Aștept microbusul și merg la magazine să văd, poate găsesc să cumpăr câte ceva. Thank you.
Gata. Gata cumpărăturile. Merg acasă. Lia încă doarme. Sper să vă pot arăta ce am cumpărat. Dacă nu, vedem. Am ajuns acasă și vreau să vă arăt ce am cumpărat pentru Secret Santa. Aici am așa, jucărie pentru că doamna are bebeluș și forme pentru biscuiți. Aici pentru copii o pastă de dinți și periuțe. O să le pun într-o zi ca și cadou. Ei nu vor să se spele cu pasta noastră, așa că le-am luat pasta lor preferată. Aici am 3 iepurași din ăștia care pot fi folosiți ca și pușculiță, dar au plastilină. Liei i-am luat cărticele cu autocolante și cărți din astea pensula fermecată. Am luat 2 din astea să le lipim pe oglindă și mănuși. Iată așa lui Stelian și așa. Și încă din astea. Pentru că nu știu ce le face, dar le pierde. Cecilie i-am luat așa și Liei 2 perechi așa. Mănușile le pun în cadoul de azi. Și m-am întâlnit cu Veronica, cea care face așa frumuseți. Ne comandasem la ea mai dinainte. Eu am cumpărat, dar astăzi le-am luat de la ea. Dar nu era la magazin plastilină. Cecilica? Ce-i scris acolo? Vizionăm un film și căutați o cutie specială în nu jos, nu jos, mai sus. Asta cu plus? Nu știu. Asta? Să vedem. Și puneți-o aici. Opa, să vedem. Care șacuie? Gugur. Asta să vede, mama? Să văd. Mama, asta e pentru Lia. Asta e pentru Lia. Asta e pentru Lia. Și asta e pentru Cecilia. Și i-am luat lui Stelian 3 perechi, că el le pierde. Acuș. Ia, pune. Pune și ai să vezi cum. E ca așa. Îți place? Da, ți-ai, Stelian? Ți-am luat. Ia mănușile tale. Ți-am luat de toate felurile să nu le mai pierzi. Și așa. Deschid. Vă place calendarul de azi? Da, Cici? Da? Nu prea ți place, da? Da, îmi place. E frumos. A, așa. Și o să vizionăm și un film. Și atâle sunt frumoase, acum le probăm. Iată, am dat dovleacul prin răzătoare, acum un pic o să-l călesc în tigaie. Și am aici 2 feluri de lavaș. Lavaș din ăsta armenesc și lavaș foi pentru plăcinte. O să vă arăt cum o să le fac. Vreau să le prăjesc pe tigaie. Iată așa plăcințele fac și le prăjesc pe tavă. Așa plăcințelele. Ies. Dacă așa. Astea sunt mai pline și crapă. Le punem așa capacul. Să te filmez și pe tine acolo și le punem capacul pentru că colțurile le se ridică. Și să stea drepte. Hai, dă și pe tine. Ce vrei să ne spui? Vrei plăcintă? Plăcintă cu dovleac? Tu mănânci plăcintă cu dovleac? Și iată Cecilia de la școală a adus așa desenii făcute la arta plastică. La cercul de pictură. Iată. My mom, I love you și happy day. Iată așa. Cecilia și Stelian învață Duolingo.
Sergiu urmează să facă rugăciunea și ne culcăm. Nu doarme. Pe această notă încheiem vlogul de astăzi. Încheiem vlogul, spune noapte bună. Noapte bună de seară. Ne vedem mâine la un nou vlog. Un vlog să gata like. Like.